There are many, many people groups in the world. Există multe grupuri etnice și sociale în lume. Mulți dintre ei pot fi identificați imediat după modul în care se îmbracă. Sau după limba lor. how God să urmărim with people. câteva dintre ele și vom învăța Modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii. O să vorbim astăzi despre o generație aleasă și vom descoperi cum aceste principii se aplică și la noi astăzi. Ce grup este acesta pe care îl vedeți în imagine? Probabil că îi veți recunoaște ca musulmani. Here's another shot of some Muslim ladies. Aici avem o altă imagine cu femei musulmane. They're just like us, but they dress differently. Sunt ca și noi, dar se îmbracă într-un anumit fel. And they belong to a religious persuasion. Aparțin unei convingeri religioase deosebite, musulmanii. Ce putem spune despre acest grup? Well, we say uncle David. They live way up north. Vom spune aceștia locuiesc mult în nordul. Yes, they're the Eskimos in Alaska. Da, sunt eskimoși din Alaska. This is how their children dress. Așa se îmbracă copiilor. The temperature is usually uh, during winter time between 50 and 60 below zero. Temperatura este în timpul iernii între 50 și 60 grade Fahrenheit minus. Mongolia also has cold weather. De asemenea în But have very creative dress. Însă se îmbracă foarte colorat. But they have one thing in common: it's warm. Au ceva în comun, toate lor. Țin de cald. This is a well-to-do Mongolian family inside of their little round house, which is called a yurt. O în Mongolia, în casa lor rotundă care se numește Yurt. When I was in Mongolia, când am vizitat Mongolia personal, it was summertime but going to winter. Era vară, însă începea să se pregătească de toamnă. Aveam un pilot misionar. We had a couple of doctors. Aveam doctori acolo câțiva și pregăteam un serviciu medical de aviație. Am locuit în casa președintelui conferinței adventiste de acolo. He left the windows open all night. Și pastorul lăsa geamurile deschise toată noaptea. I said, <sus> Și n-am am întrebat, nu e prea frig, nu uh, se pierde căldura casei dacă lași geamurile toată noapte deschise? <sus> el a spus, noi aici suntem în capitala țării. The name, the capital city is called Ulan Batar. Capitala Mongoliei se numește Ulan Bator. Și el a spus, orașul, primăria, puneți sevi cu abur pe sub toate, toate casele. Și dacă nu -ți deschizi geamurile, această căldură de dată de primărie o să te încingă în casă. But the people who live out in the very big and grasslands of Mongolia. Însă oamenii care locuiesc departe în tundra Mongoliei în nord. They don't have steam. Ei nu au niciun fel de încălzire dată de primărie. Din cauza aceasta au șapte uh, straturi de protecție în jurul caselor lor tradiționale rotunde. To keep the heat in. Pentru ca să păstreze căldura în casă. And one little hole on top to let the smoke out și au doar o mică deschidere pentru horn în mijlocul casei pe care iasă fumul. They all take a bath in that little space. Toți uh, fac baie în acea cameră din mijloc. You don't want to go out at night at 60 below zero. Pentru că nu vrei să ieși din casă noaptea la minus 60 de grade. If you sit down on a toilet seat that is 60 degrees below zero. Dacă ai ieși la o toaletă, când este minus 60 de grade. Nu o să te mai ridici de acolo niciodată. It will your skin right off. Pentru că o să ți ia pielea de pe corp. So, these are harsh Acestea sunt condiții foarte aspre. În in India, in India însă avem diferite grupuri în aceste citi. Aceștia sunt șiiții. They have a certain type of turban around the... Au un anumit fel de turbane în jurul uh, capel, capului. Anybody knows in India what religious group he belong to if you wear one of them. Toată lumea te recunoaște în India dacă porți un astfel de turban. Now, see if you can guess the next one. Haideți să vedem dacă puteți ghici următorul grup.

Aici vedeți câteva de îmbrăcăminte din Bolivia. Aceasta e majoritatea în trecut, îmbrăcăminții în Santa Cruz. Însă astăzi, toate culturile din Bolivia locuiesc în Santa Cruz. Aceste femei sunt de la ținuturile nante ale Boliviei de pe munte, însă locuiesc și ele acum în Santa Cruz. De deci ce toate culturile ne-au invadat aici din toată țara în Santa Cruz? Există un alt grup de persoane care se îmbracă unic. Recunoașteți aceste persoane? You know them, all around over le recunoașteți pentru că e peste tot în Bolivia și în Santa Cruz vedeți men menoniții aceștia. This is the Philippines. Aici avem de-a face cu niște oameni din Filipine, a couple of other native tribes from Asia. alte triburi native din Asia, very colorful, very interesting. foarte colorate, foarte interesante. In the desert in Africa, the Kalahari Desert, în uh, deșertul din Africa, din Kalahari, avem acești oameni din Noua Guineie, din Papua Noua Guinea. You can tell it's hot there. They don't suffer cold. Pot să vezi că nu, nu le e frig. E foarte cald tot anul. In Africa. Din Africa. Cred că trebuie să ucide multe dintre aceste specii protejate pentru ca să se îmbrace în acest fel în Africa. În cele mai multe părți ale lumii, leoparzii sunt, sunt protejați, dar aici, în Africa, se pare că pot să ucide câți vor. Nu îi poate opri nimeni. Acești oameni nu se îmbracă să nu le fie frig. Este o parte din cultura lor. The Kalahari Desert. Deșertul Kalahari, iată oamenii care locuiesc acolo. Humidity is nearly zero percent. Umiditatea este aproape 0 acolo. Every drop of water is Fiecare picur de apă este o comoară acolo în deșertul Kalahari. There's nothing like taking a shower. Nici vorba de a face un duș. You like taking a shower? Vă place să faceți duș? Toți oamenii iubesc apa. Însă, în deșertul Karahari, așa ceva este un lux. Nu apa. Când soția mea și cu mine am, ne pregăteam să mergem să lucrăm în Peru, la Uniune, Conferința Generală ne-a dat niște studii, o lună de zile de pregătire prin Institutul de Misiune. And in order to help understand cultures, they showed us a movie that had come out on the Kalahari. Și pentru ca să înțelegem diferitele culturi, ne au arătat un film care e și se legat de deșertul Kalahari. This is a little a little bushman from the Kalahari desert that starred in the movie. Acesta este omul din uh, deșertul Kalahari, care a fost starul, protagonistul filmului, filmului pe care l-am văzut la conferința generală. The Gods Must Be Crazy. Filmul se numea Dumnezei trebuie ca un nebunit. And it was so... Popular, that they made a, second one. a devenit atât de popular acest film despre deșertul Kalahari, încât au făcut și un al doilea film. Însă, această vedetă din Kalahari uh, nu putea fi plătit prea ușor pentru că ei nu folosesc bani în deșertul Kalahari. So they gave him a car. Așa că s-au gândit să-i dea un Mercedes-Benz, i-au dat o mașină. Și el a parcat-o lângă uh, coliba lui. Însă niciodată nu a, a avut ocazia să o conducă pentru că nu avea carnet, nu avea bani de benzină. Yeah, Au pus acolo lângă coliba lui și acolo a stat ani de zile. Mine, pastor, un prieten de-a meu, un pastor român,

El umblă peste tot în lume și lucrează cu oameni care trăiesc în ținuturi foarte izolate. Ați descoperit diferite culturi cu diferite tipuri de îmbrăcăminte și tradiție și culturi. How should God's people... Cum ar trebui să arate poporul lui Dumnezeu? Ar trebui să ne îmbrăcăm altfel decât restul lumii, diferit? Ar trebui să purtăm anumite podoabe la pe trupul nostru? Sau să ne îmbrăcăm toți în robe? Sau toți Oamenii lui Dumnezeu din lume se îmbracă altfel. Trebuie să știm cine suntem, să putem fi identificați. What Peter tells us, Haideți să vedem ce ne spune Evanghelia, epistola lui Petru, 2 cu 9. You are a chosen generation, a royal priesthood. Voi sunteți o generație aleasă, o preoție împărătească, holy nation, a peculiar people, o națiune sfântă pe care Dumnezeu l-a chemat afară pentru ca să-i vestească slava Lui minunată. Trebuie să știm cine suntem pentru ca să știm cum să ne purtăm și cum să ne îmbrăcăm. Ce înseamnă să fii diferit, să fii sfânt? How should we act? Cum ar trebui să acționăm? Oare să mâncăm același fel de mâncare ca și lumea din jurul nostru? Oare să avem același distracții ca lumea din jurul nostru? Ar trebui distracțiile lumii să ajungă să ne cuprindă și pe noi, cei din biserică? Aceeași muzică? Dacă asculți muzica ce se cântă în biserici, este la fel ca muzica lumii? Dacă te uiți la modul în care ne îmbrăcăm, the movies we watch, filmele pe care le urmărim, the music we listen to? muzica pe care o ascultăm, Does pornography exist in the church? avem pornografie în biserică? Există așa ceva? Does it exist among the Există chiar și între pastori așa ceva? Avem probleme de familie, la fel ca cei din lume? De ce am ajuns să avem rata divorțurilor în biserică aproape la fel ca cei din afara bisericii? Cei din lume. Acestea sunt câteva statistici tulburătoare. Familiile noastre sunt cu probleme aproape la aceeași rată ca și cei din lume. Is the morality also just as bad inside as outside? A ajuns moralitatea în biserică la fel de degradată ca cea din lume în aceeași condiție? Uh, a questionnaire was circulated among Christian universities un chestionar care s-a dat școlilor creștine And it was discovered. și s-a descoperit s-a descoperit că aproximativ 50% din studenții creștini universitățile creștine nu credeau că este păcat să trăiești împreună înainte de căsătorie.

Dacă bărbații și femeile se îmbracă la fel ca cei din lume? Sau ar trebui să avem toți un costum cu care să putem fi identificați ca menoniții? Aceasta ne face poporul lui Dumnezeu cel Sfânt? We have to have a uniform. Ar trebui să avem o uniformă, toții? Or do we follow special principles? Sau ar trebui să urmărim anumite principii. Probabil că ar trebui să aplicăm principiile prin toate culturile în care locuim ca adventiști. For example, women should dress with Biblia ne spune că femeile ar trebui să se îmbrace cu modestie. If a lady is dressed correctly, Dacă o femeie este îmbrăcată corect and you're walking down the street, și treci pe stradă pe lângă ea, And a man is coming you? Și un bărbat se apropie din față And he looks at you? și se uită la o femeie creștină. Ce ar trebui să-i atragă privirea în timp ce te vede trecând pe stradă? Oh, nice legs. oh ce picioare frumoase! Is that what should be the most attractive? Acest lucru ar trebui să-i atragă atenția? Ooh, uh, what a nice tight dress, nice body. Oh, ce corp frumos are. Iată cum îmi se văd formele no. prin îmbrăcăminte. That should not even call his attention. Nici nu ar trebui să-i atragă atenția la așa ceva îmbrăcămintea ta. Your smiling, friendly face should be the most attractive part of how you're dressed. Fața ta prietenoasă, zâmbitoare, înțeleaptă ar trebui să-i atragă atenția. A nice smiling face of a nice Christian woman is very attractive. Fața zâmbitoare a unei femei creștine ar trebui să fie și este cea mai atrăgătoare nu parte, nu corpul, nu picioarele, nu, picioarele, nu formele. Friendliness of a nice, smiling, happy face. Prietenia, atracția iubitoare a unei fețe înțelepte și zâmbitoare este ceea ce trebuie să atragă la un creștin. Ar trebui oare și creștinii să își facă tot felul de orificii și să-și pună tot felul de cercei și inele peste tot pe corp? În buze, peste tot pe la urechi, în nas? The Christians do that? Ar face creștinii așa ceva? Dacă vedeți pe cineva cu cercei la urechi, la sprâncene, la buze, vă gândiți oare că este creștin? No. Sigur că nu. A smiling, simple, attractive face. O față zâmbitoare, simplă. Doesn't need to be painted up. Nu are nevoie de. Yeah. Full of jewelry. In order to get attention. Not a Christian. Tot felul de bogății puse pe tine și de culori. Nu, nu pentru creștini. Heaven's bride is to look different. Mireasa cerului trebuie să arate altfel decât lumea. Există oameni care întotdeauna se poartă foarte frivol, totdeauna se fac glume și râd și se distrează. Ce credeți? Noe a fost serios sau întotdeauna făcea glume și se distra cu cei care îl ajutau la corabie? Cum l-ați aștepta să predice dacă ați fi în timpul lui Noe? Did he start off his sermon every day telling a joke? Ar fi început în fiecare zi predica lui cu o glumă, cu un banc? What do you think? Ce părere aveți? Let's look at 1 Thessalonians 5. Haideți să urmărim 1 Tesaloniceni capitolul 5. But at the times and seasons, brethren, ye have no need that I write to you. Cât despre vremuri și soroace fraților, nu aveți nevoie să vă scriu. For Pentru că știți foarte bine că ziua Domnului vine ca un hoț noaptea. Pentru că atunci când vor zice pacea și liniște, atunci o distrugere neașteptată va veni peste ei. Ca durerile nașterii peste o femeie însărcinată și nu vor avea scăpare. You, brethren, Însă, pentru voi, fraților, care nu sunteți în întuneric, acea zi nu ar trebui să vă ia prin surprindere. Pentru că voi sunteți copii ai luminii.

Între turiști sigur că vezi tot felul de feluri de îmbrăcăminte. Însă am descoperit că avea un nume scris în limba germană pe geaca lui. I don't know if he understood German or not. Nu știu dacă înțelegea limba germană sau nu. But this is what it said. Însă acest lucru era scris pe geaca lui.

Și, de asemenea, mă întrebam dacă vreun creștin ar purta o astfel de îmbrăcăminte. Însă, când am ajuns înapoi în Santa Cruz, în campusul nostru, am descoperit că unul dintre voluntarii noștri avea un tricou cu același nume, Duncan Folk. Este, este But they didn't know what it meant. Însă, ei nu știau ce scrie. Nu înțelegeam. Era doar o marcă pentru ei. Însă noi nu suntem copii ai întunericului, Duncăl Folk. Noi suntem copii ai luminii, spune Biblia. Și noi avem un mesaj care să se răspândească în toate limbile, națiunile, în istoria lumii, totdeauna Dumnezeu a avut un popor. De la Adam și prin urmașii lor patriarhi, prin Avram, Dumnezeu le-a spus că va avea un popor, copiii lui Israel, care ar vrea să fie ai Lui. Care să trăiască diferit, care să reflecte caracterul său, care să ia iubirea lui și să o transmită pentru restul lumii din jurul lor. Însă ei au refuzat acest lucru. Dumnezeu a pus o limită de timp. Profeția de 70 de săptămâni 490 de ani.

ei l-au omorât pe Mesia. Și la sfârșitul celor 70 de săptămâni, l-au omorât pe Ștefan în, AD 34. în 34 după Hristos. Sfânt, și din păcate, chiar și astăzi, Israel Israeliții sunt foarte ostili cu privire la fiecare dacă le-am vorbit despre Mesia. Many of the rabbis,

for God to do. Deci, ce putea Dumnezeu să facă? Ce a rămas lui Dumnezeu? Start all over again with the Christian church. Să înceapă de la început cu Biserica creștină. The disciples took the message to all the known world. Ucenicii au dus mesajul creștin la toată lumea cunoscută de atunci. But then as the years passed, Însă, pe măsură ce anii se desfășurau, Christian Church joined with paganism. Biserica creștină s-a unit cu păgânismul. Și la Roma, Biserica creștină a început să persecute pe fraților creștini în timp ce s-a unit cu păgânismul. God had to start over with Dumnezeu a trebuit să înceapă din nou, prin reformațiune, Martin Luther, and other reformers. prin Martin Luther și alți reformatori. Dumnezeu s-a luptat să scoate adevărul din cuvântul Său și să îl descopere lumii întregi. Reformatorii au fost dispuși să-și riscă viața lor pentru ca să predice adevărul curat din nou. Suntem și noi dispuși să riscăm totul? Să ne riscăm viața? În timp ce lumina începea din nou să fie răspândită prin Europa și lumea întreagă, Dumnezeu le descoperea mai mult și mai mult din adevărul Său. Proverbe 4,18 ne spune că așa cum este cărarea Celui Neprihănit, care strălucește lumina zilei tot mai mult până la plinătatea zilei. Cunoștința Cuvântului Lui Dumnezeu s-a dezvoltat și noi trăim în ultima generație. Este la dispoziția noastră. Să luăm și să ducem acest adevăr lumii întregi. Așa cum am menționat în alte predici înainte de aceasta, We are living in the last days of history. trăim în ultimele zile ale Istoriei Lumii. În fiecare săptămână avem șapte zile. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Avem duminică, luni, marți, miercuri, joi și vineri. Și apoi urmează sabatul pe care Dumnezeu l-a pus deoparte și l-a numit zi de odihnă. Result, we're also living in great week of time. Însă asemănător trăim în marea săptămână a milenilor. 7000 ani Șapte mii de ani. Când a început păcatul în lume și Adam a căzut, a început ceasul celor șapte milenii să numere. Apoi am avut potopul între anul 1500 și anul 2000 după creațiune.

în ceruri cu el, un sabat de mileniu. Și apoi Dumnezeu va aduce sfârșitul păcatului. Before the throne of God, în fața tronului lui Dumnezeu. Every nation, kindred, tongue and people. Fiecare națiune, limbă, popor, From the Bushmen of the Kalahari, de la boșimanii din deșertul Kalahari. Mongolia, pună în Mongolia. Alaska, Alaska, Alaska. Across Africa, prin Africa. In Asia, și în Asia. South America, în America de Sud. Central and North America, America de Nord și America Centrală America, și Caraibe. People from every nation, tongue and people. Oameni din toate limbile națiunile și popor. Will, the vor fi adunați înaintea tronului lui Dumnezeu. will they be like the world or will they be different? vor arăta ca cei din lume sau vor fi diferiți Are you to eat ești dispus să mănânci așa Are cum to dress mănâncă poporul lui Dumnezeu să te îmbraci ca copiii lui Dumnezeu va avea Dumnezeu un popor care va urma pe el oriunde merge el i want to be among them. Vreau să fiu printre ei și știu că și tu vrei să fii printre ei. Și Dumnezeu va folosi acest popor pentru ca să-și ducă iubirea către toate popoarele, așa cum a vrut întotdeauna să facă, dar niciodată nu a avut un popor care să fie dispus. Fie ca Dumnezeu să ne ajute decision, în timp ce ne luăm deciziile personal, live să trăim viața noastră conform legii sale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. es mi pastor te doy todo el con Yes, <sus>